s-a întâmplat totul, ne spune chiar de Iarexa. Bună seara! Bună seara! Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a petrecut. Te rog, haideți să le explicăm și telespectatorilor tot firul acestui episod terifiant, practic, prin care ai trecut. Știu că tu erai pregătită să ieși la club. Ce s-a întâmplat? Am ieșit dintr-un club cu 2 ore, 3 ore mai repede am fost la Machiana și la o prietenă de-a mea. Și după aceea am mers, am observat că sunt urmărită de cineva și după aceea am mers la club. Și era târziu și... deci tu practic ai mers să te machiezi și în drum spre club ai sensizat că ai fi urmărită de cineva. Da, am văzut că sunt urmărită de cineva și după ce am avut un băiat, m-a cerut numărul de telefon. După ce am ieșit din club, mi-a cerut numărul de telefon, am evitat ca să-i luat numărul de telefon și un prieten de-a lui a zis că este transexual, că sunt transexuală și după aceea atunci a făcut tot scandalul. Și în ce a constat acest scandal? Te-a agresat verbal, fizic? Ce s-a întâmplat? Da, și verbal, da, și verbal. Fizic, m-am vins, am căzut pe umăr, mi-am făcut și mâna, degetul și cum am căzut, mi-am lăsat acolo și geanta, mi-am lăsat un dos și am tăcit. Deci, practic, tu ți-ai lăsat acolo geanta și ce anume aveai în geantă? Aveam și, sunt de 1700 de lei, am avut și actele. Deci, practic, tu ai fugit și ți-ai lăsat geanta acolo, dar bodyguards din club nu au sărit în apărarea ta? Adică e așa, ca în junglă, nu intervine nimeni, că nu înțeleg. Nu. Erau băieți care s-au rugat, dar nu... Am chemat și poliția, dar degeaba, ca să merg ca să depun plângere. Deci, practic, în urma acestei agresiuni, tu ai ajuns la spital. Da. Și medicii ce? După trei ore când m-am întors înapoi unde se afla clubul respectiv, geanta îmi era la 2 metri de clubul respectiv către un coș noi. Era. Ce, ai mai găsit actele și banii din geantă? Poftim? Ai mai găsit actele și banii care erau în geantă sau îți lipsea ceva din geantă? Nu. Buletinul l-am avut acolo, banii nu, doar niște acte, dar buletinul și banii nu mai era pe mine meu. Deci buletinul și banii nu mai erau în geantă? Nu. Am înțeles. Și ai spus că ai fost la medici. Ce ți-au spus? Cât timp durează recuperarea? Că văd că ai mâna în ghid sau... Da. Mi-a fost rupt degetul, m-am căzut, mi s-o... făcut degetul în sus. Mi s-a rupt, practic, altfel nu mi-era în ghips și am și aici și foile de la spital. Ai fost să-ți obții acel certificat medico-legal? Nu am fost la medicul legal, dar mi-e de ajuns cu aia. Trebuie să fost tot de zile acasă. Am înțeles. Da. Că ai intervenit și poliția, tu ai mers să faci o plângere? Nu am apucat, pentru că când am fost la spital, m-am ținut foarte mult, vreo 3 ore după ca să aștept, până mi-a bandajat mâna, după ce am venit acasă, am mai avut ceva treburi, că am avut și niște treburi de rezolvat, deci acum am terminat, dar o să merg. Și când o să mergi la poliție? Sau intenționezi să faci acest lucru, să mergi să depui plângere împotriva agresorului? Da, bineînțeles. O să depun plângere, că altfel nu se poate. E vorba tuturor, nu doar de mine e vorba. E vorba că s-a mai întâmplat la multe persoane, nu doar mine, chestiile astea. Și ca să știe fiecare despre ce e vorba. Ca să nu se mai întâmple și la cineva, pentru că e aiurea. Ca să vină unul... Dar ce îi spune celui care te-a agresat? Ai un mesaj să-i transmiți? Da, că o să-mi dau la poliție și o să ne vedem, o să-mi dau niște cartă. Deci ai de gând să mergi până în pânzele albe pentru ca agresorul să fie pedepsit? Da, bineînțeles. Înțeles. Îți mulțumim tare mult pentru această intervenție, recuperare ușoară și așteptăm să ne ții la curent cu acțiunile pe care le vei întreprinde la poliție. Acum, dragii mei, mergem mai departe.
Vă spun că Ana Morodan a ajuns din nou pe masa de operație. Contesa digitală a trecut pragul medicului estetician pentru o schimbare.